Aș vrea să știu că există rețete pentru toate momentele dificile din viața noastră, dar până la urmă tot ce avem de făcut e să ne lovim de ele și să avem atitudinea potrivită în acel moment. Trebuie să faci comparație cu alte cazuri mult mai grave. Eu unul, așa am trecut peste accidentările foarte grave pe care le-am avut în cariera mea de sportiv. Și fiecare depășire a limitelor înseamnă puțină suferință în general. Suferim astăzi puțin pentru ca data viitoare să ne fie mai bine. Optimismul este cel mai important și gândirea pozitivă. Și chiar dacă avem momente când corpul nu ne ascultă sau este avariat, depășim toate aceste momente cu siguranță dacă zâmbim și dacă o să gândim exact așa. Când este mai greu, trebuie să fim și mai puternici. Optimismul este extrem de important pentru că mobilizează toate resursele noastre de apărare împotriva bolii și, evident, în favoarea sănătății. AVC-ul, în general, se întâmplă fără să-ți dai seama oricând, oricui, la orice vârstă. Așadar, vreau să vă spun că cea mai mare motivație pe care trebuie să o aveți este dorința de a trăi, credința. Apoi, recuperarea, trebuie să știți că este foarte importantă. Viața e frumoasă, trebuie trăită și să avem speranță și încredere în noi că putem trece peste orice obstacol pe care îl avem în viață. E bine să ne iubim și pe noi puțin, cel puțin atât de mult precum iubim pe cei dragi sau iubim pasiunea care ne devorează uneori. Să avem grijă și de noi și să ne prețuim. Prețuiți viața!